cartea audio Împreună lucrători cu Dumnezeu de Traian Dors. Mijloacele sfințirii. Fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Este o poruncă și nu numai un sfat pentru toți credincioșii lui Dumnezeu, dar mai ales pentru împreună lucrătorii lui. 1 Petru, capitolul 1, versetul 15. Căci mai ales ei trebuie să trăiască înaintea lui în sfințenie și în neprihănire toate zilele vieții lor. Luca, capitolul 1, versetul 75. Îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o sfințenie și o neprihănire pe care o dă adevărul. Efeseni, capitolul 4, versetul 24. Și după cum Hristos s-a sfințit El însuși pentru ucenicii Săi, Ioan, capitolul 17, versetul 19, tot așa și ei trebuie să se sfințească pentru ucenicii lor, fiindcă numai așa aceștia vor putea fi sfințiți în adevăr. Aici trebuie să repetăm ceea ce am mai spus. Împreună lucrătorul lui Dumnezeu trebuie să stea totdeauna pe o treaptă mai înaltă decât lucrarea pe care o face. Luați pilde de la zidar. El totdeauna trebuie să fie mai înalt decât zidăria lui. Numai așa va vedea bine ceea ce face. Numai așa va putea zidi drept și frumos. Numai așa va putea înălța lucrarea încredințată lui. Căci ce lucrare ar putea face un zidar dintr-o stare mai prejos decât lucrarea sa? Un lucrător sfânt va face o lucrare bună. Un lucrător bun va face o lucrare bunișoară. Un lucrător bunișor va face o lucrare slabă, iar un lucrător slab va face o lucrare netrebnică, fiindcă lucrarea este totdeauna cu o treaptă mai prejos decât lucrătorul care o face. Deci pentru a face o lucrare înaltă, frumoasă și durabilă, trebuie neapărat să te ridici mereu tot mai sus pe schelele sfințeniei, căci numai de acolo vei putea spune cu tot curajul smereniei cerești: urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Filipeni, capitolul 3, versetul 17. Vă rog să călcați pe urmele mele. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 16. Căci și eu calc pe urmele lui Hristos. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 1. Ce ați învățat, ce ați primit și ați auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Filipeni, capitolul 4, versetul 9. Și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, așa că ați ajuns o pildă pentru toți. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetele 6 și 7. Fiindcă atunci lucrarea ta va avea spre cine să privească și să se îndemne la sfințenie. Tu vei fi o pildă înaltă pentru ea. De aceea, frate lucrător cu Dumnezeu, nu te mulțumi niciodată cu tine însuți, cu ceea ce ai ajuns să faci. Nu înceta niciodată să-ți dai toate silințele spre a uni tot mai mult și mai mult o virtute sfântă cu alta, o stare sfântă cu alta, o treaptă sfântă cu alta. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 până la 11. Pentru ca încercarea credinței și lucrării voastre să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. 1 Petru, capitolul 1, versetul 7. Cele trei mijloace de sfințire ale vieții mai puternice sunt: 1. Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, Biblia. Cercetarea și meditația lui zilnică, cu toată stăruința atenției și cu toată dorința ascultării. 2. Rugăciunea fierbinte, adâncă, puternică, sinceră, iubitoare, necurmată și din toată inima, însoțită cât mai adesea de post și totdeauna de înfrânare. 3. Părtășia frățească, cercetarea frățească, ajutorarea frățească, unitatea frățească, adunarea frățească, ascultarea frățească, dragostea frățească. Cuvântul îți va da lumina lui Hristos.
rugăciunea îți va da puterea lui Hristos, iar părtășia îți va da căldura lui Hristos. Acestea trei îți vor da sfințenia vieții, iar viața ta va merge mereu crescând din har în har, din putere în putere, din stare în stare, prin Duhul Domnului spre plinătatea lui Hristos. Lucrarea pe care atunci Duhul lui Hristos o va face prin tine va fi o lucrare crescândă în sfințenie. Ea te va urma pe tine din treaptă în treaptă, spre nivelul cel mai înalt spre care a gândit-o Dumnezeu. Frate împreună lucrător al lui Dumnezeu, dacă lumea îți pretinde perfecționarea în specialitatea ta, Hristos îți pretinde și mai mult. Sfințește-te pentru El, Stăpânul și Domnul tău, și pentru lucrarea Lui, care este cinstea și răsplata ta. Slavă veșnică ție, Dumnezeul și Domnul nostru, care te-ai îndurat să ne chem și pe noi la marea cinste de a fi împreună lucrători cu tine în această operă de artă veșnică și mântuitoare. Slavă ție pentru că ne îndemni să călcăm pe urmele tale mereu mai spre înălțim, mai spre desăvârșire. Fă să ne ațintim privirile necurmat la tine, spre a deveni tot mai potriviți cu măsura cerințelor tale. Fă-ne tot mai vrednici, spre a fi luați ca pildă de sufletele iubite pe care Tu le-ai încredințat creșterii noastre. 1 Petru, capitolul 5, versetele de la 1 la 4. Te rugăm, pune în inimile tuturor lucrătorilor tăi acest gând sfințitor și ajută-i neîncetat să se ridice ei înșiși prin trăirea lor, mereu mai sus, în ochii adunării tale. Iar tu să-i poți ridica tot mai sus în prețuirea și dragostea celor ce îi urmează, căci astfel de lucrători sunt și lauda ta și lauda alor tăi. Amin. Iubire, nici nu știu să spun ce bun ai fost cu mine, căci harul tău, cu cât l-adun, mereu mai mare vine. Îmi ceri o jertfă, pare foc, și-mi tremură privirea, dar ia-i doar tainicul mijloc prin care-mi dai sfințirea. Îmi ceri un iad pe un paradis și un praf pe o avuție, îmi ceri o viață cât un vis și-mi dai o veșnicie. Îmi dai o cruce și-mi o iei cu o dragoste voioasă, căci partea cea mai grea a ei asupra ta apasă. Îmi ceri un dar, îl dau voios, și de unde-l iau tot crește, căci în miit mi-ntorci prisos de nu se mai sfârșește. Îmi ceri doar dragostea s-o dau cu o inimă grăbită, și-n veci tot iau și iau și iau și unda-i nesfârșită. Fă binele din al tău. În timpul unui război, o ceată de ostași călări se opriră în fața unei căsuțe și spuseră bătrânului care locuia acolo: vino să ne duci la un câmp cu orz să tăiem pentru hrana cailor armatei. Era noaptea. Bătrânul s-a dus. Au trecut pe lângă multe holde cu orz mai apropiate, dar el nu s-a oprit. Când a ajuns departe, lângă o holdă frumoasă, s-a oprit și a zis comandantului: iată, tăiați de aici. Dar bine, i-a zis comandantul, am trecut pe lângă atâtea holde cu orz mai apropiate. De ce ne-ai adus tocmai până aici, așa de departe? Acesta este câmpul meu, a zis bătrânul cinstit. Celelalte nu erau ale mele. Când trebuie să faci binele, fă-l din ceea ce este cinstit al tău. Așa voiește Dumnezeu. Cine a gustat dulceața cerească, cine a gustat cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, și a aflat că acest cuvânt este mai dulce decât mierea pentru cerul gurii lui, Psalmul 118, versetul 103, acela nu mai simte foamea și setea după desfătările lumești niciodată.
părintele Iosif Trifa. Ce spun sfinții noștri părinți? Dumnezeu, cel iubitor de oameni, luminează nevăzut cugetele noastre prin Sfintele Scripturi. Sfântul Ioan Gură de Aur. Toată Scriptura este de la Dumnezeu insuflată și folositoare nouă spre mântuire. Sfântul Vasile cel Mare. Sfânta Scriptură are o putere covârșitoare prin care a prefăcut și preface nenumărate suflete păcătoase în suflete sfinte, învățătura de credință creștină ortodoxă. Rugăciunea este trebuitoare sufletului, cum este respirația trebuitoare trupului. Fără rugăciune, viața noastră cea sufletească flămânzește, însetoșează și moare. Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce știe să se roage bine, acela va ști să și trăiască bine pentru Dumnezeu. Fericitul Augustin. Mare lucru este adunarea la un loc a celor credincioși, căci ea lucrează aprinderea dragostei și din ea se nasc toate bunurile, căci nu este niciun bun care să nu vină de la dragostea lui Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur, omilia 19-a de la Evrei. Căci precum fier pe fier se ascute și lemn pe lemn se aprinde, tot așa, adunându-ne la un loc, noi ne sporim dragostea de Dumnezeu și de oameni. Sfântul Ioan Gură de Aur. Rugăciunea este puterea sufletului nostru în lupta și biruința pentru mântuire. Când te rogi, trebuie să stai în fața lui Dumnezeu cu toată ființa ta, cu toată inima ta și cu tot sufletul tău. Nu mulțimea vorbelor face rugăciunea bună, ci căldura, înțelegerea și duhul cu care te rogi. Părintele Iosif Trifa. Frații mei, adunările noastre sunt clădite și trebuie să fie clădite pe scumba făgăduință. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Frații mei, eu vă rog cu lacrimi în ochi să nu vă mai plângeți că nu puteți face adunare fără om. Clipă de clipă să vă aduceți aminte că numai fără de Hristos nu puteți face nimic. Părintele Iosif Trifa. De vrei să ajungi stăpânul cereștilor comori? Sfințește-ți ce dai morții înainte ca să mori. De vrei să guști din vinul cereștilor iubiri? Sfințește-ți orice clipă de gânduri și trăiri. De vrei să aprinzi puternic cereștile văpăi? Sfințește-ți părtășia de har cu frații tăi. De vrei să ajungi înălțimea cereștilor minuni? Sfințește-te în răpirea divinei rugăciuni. De vrei să ai lumină spre câte trec și vin? Sfințește în curăție vestirea ta de plin. De vrei să știi ce-i raiul atins de aici, de jos? Sfințește în întregime ființa ta în Hristos.